Prim vicepreședintele PNL, domnul Teodor Atanasiu, la interviurile PS News. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, domnule Atanasiu. Cazul Șova este unul care preocupă zilele acestea opinia publică și presa. Credeți că există riscul ca președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, să fie pus sub urmărire penală pentru obstrucționarea justiției? Sau credeți că pot fi sustenabile acuzațiile legate de abuz în serviciu în cazul acesta? Să vă spun că odată cu cazul Șova a început să facă ordine și lumină și în regulamentele și statutele camerelor Parlamentului și în general în activitatea parlamentară. Era pentru mine cel puțin anormal ca în urma unui vot pe care parlamentarii îl dau să nu se dea nicio hotărâre sau să nu se publice nicio hotărâre. Totdeauna parlamentarii prin vot iau hotărâri pro sau împotriva unei legi, pro sau împotriva unei solicitări care îi se face. Doar în cazul arestărilor, de exemplu, cum este cazul Șova, Parlamentul vota și nu se publica nicio hotărâre. Și asta nu era un lucru normal. De aceea ați observat că de la vot și până astăzi, când s-a pus problema emiterii unei hotărâri, s-au schimbat și regulamentul și statutul. Senatul și-a schimbat regulamentul, camerele comune și-au schimbat statutul senatorilor și deputaților, astfel încât ele să fie în acord cu Constituția României. Fiindcă acel dezacord între Constituția României și statut și respectiv regulament a dus la această anomalie, în care, deși mai mulți senatori au votat pentru încuvințarea arestării decât cei care au votat împotrivă, hotărârea pe care am înțeles că președintele Senatului o trimite astăzi la monitor oficial este de respingere a acestei decizii de încuvințare a arestării, deși Constituția spune altceva și deși actualul regulament și actualul statut spun altceva decât spuneau acum câteva săptămâni. Și cum ați analiza, cum ați denumi dumneavoastră situația aceasta din Senat? O delăsare totală până când ajunge cuțitul la os. Deci, românii pe vremuri sau așa de mintea românului, cea de pe urmă. Adică decât să facem de la început statutul și regulamentul să fie în acord cu Senatul, a trebuit să ne izbim cu capul de perete, să constatăm că luăm hotărâri care, conform Constituției, spun una și conform statutului și regulamentului alta, că atunci de-abia să aducem în acord cu Constituția și regulamentul și statutul cum ar fi trebuit să o facem de la început, iar hotărârea să fie ca atare. Cum o să avem o hotărâre pe vechiul statut și pe vechiul regulament de respingere a arestării pentru Șova trimisă de președintele Tăriceanu la monitorul oficial pentru publicare și probabil, nu probabil sigur, grupul parlamentar PNL va ataca la Curtea Constituțională acea hotărâre că este neconstituțională și Curtea se va exprima. Repet întrebarea de la început. Credeți că există riscul ca președintele Senatului să fie pus sub urmărire penală pentru obstrucționarea justiției? Eu cred că mai degrabă este riscul doar de a amâna o decizie care s-a luat în Parlament și care Curtea o va interpreta în conformitate cu Constituția de admiterea arestării domnului Șova. Acum, nu știu dacă președintele Senatului, nu sunt procuror, nu sunt nici măcar jurist, să pot să spun că președintele Senatului a încălcat sau nu, legea a făcut sau nu un exces de zel în funcție de președinte, nepublicând hotărârea sau publicând o hotărâre contrară Constituției, dar pe regulamentul și statutul de la ora respectivă. Nu mă pricep, dar e sigur, vom ajunge probabil la încuvințarea arestării după urmă unei decizii de Curtea Constituțională și toată lumea știe că ajungem acolo, dar nu înțeleg de ce amânăm atât acest verdict. Acum o întrebare la care sigur ne puteți răspunde datorită experienței dumneavoastră de om politic, chiar dacă subliniați faptul că nu sunteți jurist. De ce credeți că DNA cere documente de la Senat cu semnătura lui Călin Popescu-Tăriceanu? Ele ar putea să fie descărcate, de exemplu, de pe site-ul instituției.
Bine, de pe site-ul instituției nu este o sursă oficială de informații. De aceea se cer documentele în mod oficial. Și eu pot să aflu multe despre mulți oameni de pe diverse site-uri, dar dacă vreau să mă adresez unei instanțe sau să deschid un proces, atunci am nevoie de documente oficiale, nu de poveștile care sunt puse pe site. Poate corect sau poate incorect. Sunt povești, sunt documentare instituției, pe site-ul instituției. Cel care încarcă pe site nu are răspunderea sub semnătură a veridicității documentelor. De-aia vă spun că, neavând răspundere, pot fi povești. Pot să nu fie, pot să fie exact cele dacă sunt pe veridice. Site-ul instituției, sunt asumate. Da, dar dacă sunt greșeli, cine și le asumă? Nimeni, fiindcă cel care le încarcă pe site nu are o răspundere pentru acest lucru. Și de aceea, totdeauna instituțiile statului cer documentele în original semnate de către cei care răspund de autenticitatea lor. Am înțeles. Ar trebui să-și dea demisia domnul Tăricianu din funcția de președinte al Senatului în opinia ta? Tăricianu ar trebui să-și dea demisia datorită faptului că nu știu să-și gestioneze acest subiect absolut deloc. A plecat la această discuție spunând că nu are obligație și nu trebuie să facă nimic și a ajuns să capoteze, ne spun astăzi, că trimite de urgență spre publicare o hotărâre pe care spunea să trecută că nu va publica niciodată. Deci domnul Tăricianu a constatat el însuși că a greșit, că nu era normal ceea ce a făcut inițial, a constatat cu întârziere, în continuare caută o soluție de amânare și de tergiversare a unei soluții previzibile. Domnul Șova, în final, se va constata că a primit voturile necesare pentru a-i se încuvița arestarea. Dacă domnul Tăricianu și-ar da demisia, sigur, vorbim despre o ipoteză, nu există o afirmație a domnului Tăricianu în acest sens, ar fi pregătit PNL-ul să preia președinția Senatului? Noi suntem în discuții cu mai mulți senatori. Problema, vă spun, este foarte ambiguă. În Senat, noi am purtat discuțiile nu neapărat pentru înlocuirea domnului Tăricianu, ci pentru crearea unei majorități cu care să înlăturăm guvernul Ponta. Această majoritate pe care noi încercăm să o creăm, se creează greu și vă spun de ce. N-am fost niciodată adeptul metodei de a oferi cel puțin la nivel de povești totdeauna posturi pentru voturi. Nu toți cei cu care discutăm sunt oameni care acceptă să ne se alăture datorită ideilor și atât. Noi nu suntem în postura în care să negociem posturi contra voturi. Dacă cei care ne se alătură pe bază de idei, de program politic, de program de guvernare, sunt bineveniți. Ceilalți nu o să discutăm cu